niște copii din Tătărâni. Niște copii care au pregătit pentru dumneavoastră un foarte mic spectacol. Vor cânta în fața dumneavoastră acești pui de daci, niște melodii extraordinare și mai ales o să vă invităm să cântați cu noi. Vă rog, dragii mei, haideți! Să vezi strază de ceval, sus de creasta muntelui, printre și haiducii lui, țin în mână un pumnal. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai, și agrarul și banatul, Dobrogea și tot regatul, Basarabie iubită cu românii înflățită, un buchet de flori de mai. Deci, stimați prieteni, cu acest salut, dar
Vreau să mânesc și două diplome. Am pregătit mai multe. Să văd dacă scriu și numele domnului senator Hazăr, să-l văd întâi că e român adevărat. Aici, la Vaslui, că am așteptat de la dumnealui cuvântul de încurajare, când e bunul ăla de doctor, nu va depărta Moldova. Nu știu. Prima diplomă care am pregătit-o astăzi este pentru domnul doctor inginer și profesor Avram de Tudosie, care se pare că nu e aici. Și omul acesta merită tot respectul nostru al celor de la presă. Pentru că, o mică paranteză, domnilor, eu am norocul și rezultatul muncii mele, care înseamnă să am cel mai complet grup de presă din aproape toată țara, respectiv televiziune online la momentul ăsta, dar am avut și în eter, radio online și în eter, ziarul pe care dumneavoastră l-ați mai văzut și îl mai puteți vedea și o să-l mai vedeți încă, a trecut de 20 de ani, și mai ales revista, eu stau de general pe umerii mei, revista aceasta care se duce în 4 continente, în 23 de capitale, în vreo 520 de locuri în România. Am doar după 6 numere, 392 de colaboratori, puteți să credeți că este chiar un record mondial. Am colaboratori din continentele de care am spus, numai vreo 73 străini, restul sunt români. Prin urmare, e vorba de muncă și de ce nu, de știința de a face ceva cu totul deosebit. Îl invidiez eu pe domnul Clit, care, repet, mi-e prieten, că scoate și el o revistă, dar fiecare cu treaba lui în raport de sfera culturală pe care o atingem. Asta vine despre jurnalismul cultural, probabil de aceea avem și foarte mulți colaboratori. Deci, în numele unui grup de presă, mi-am permis să acord o diplomă de care ați auzit, dar vreau să-i acord altă diplomă lui Costin Clit, un istoric și o foarte mare valoare pentru Huș și chiar îi strâng mâna cu plăcere. Mai am niște diplome, dar nu le-am completat. Și o să vă anunț dacă n-am să uit, glumesc, nu uit. Dacă aveți bani, comedează. Deci, stimați prieteni, suntem aici să ne împărtășim, iată, din experiența fiecăruia și din plusul nostru de suflet relativ la ceea ce se mai cheamă încă patriotism, pentru că o spun adesea și în revistă și în alte părți, că noi toți trăim sub acest efect al globalismului. Limba română, ce vorbim de limba moldovenească? Aia, practic, nu știu că există. Dar limba română însăși dispare. Aș vrea să n-am dreptate. Dar numai câte noutăți, câte neologisme sunt acum despre tehnica de orice natură, și de calculator, și de elementele video, de cultura asta. Și însăși, limba noastră este, comoara noastră, cea de suflet, este în stare de a-și pierde din importanță, de a se transforma. Un singur exemplu pe care l-am dat și în revistă. Sadoveanu nu mai este astăzi model de limbă, este model de arhivă. Sadoveanu, primul nostru mare istoric, în scriitor despre istoria națională și nu numai. Fac și eu ca domnul academician, aș putea vorbi multe ore, dar apropo să-l înțep un pic pe domnul academician, că mi-e simpatic. Imediat după lovitura lui Yeltsin, dumneavoastră se afla în țară și ne-am întâlnit, eu făceam un reportaj la Vama Albița. Dom'le, mi-a rămas în minte și acum îl invit să se gândească. Era așa de panicat, nu știa cum să treacă mai repede granița, că se închide granița, și așa e, la câteva ore s-a închis granița. Și îmi spunea, să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim. Câți ani au trecut, domnule senator? Bine că a venit în județul Vaslui, alte să trăiască, nu?
Bine că ați venit în județul. Așa. Ați venit în județul Vaslui și sper ca să fiți un semănător de credință în biruința noastră a tuturor, pentru că niște oameni care nu prea sunt cu atributele acestea vor să ne țină în continuare terminați, vor să ne ducă pe unii către apus, pe alții către răsărit și să fim tot niște dintre cei care ștergem alte părți ale corpului uman prin cele străinătăți cu creierile noastre. Ce mare păcat pentru nația asta, că pierde din materia cenușie. V-aș putea încă o dată spune. Ceea ce cred că până la urmă eu nu vă pot minți, n-am făcut-o și am avut marea șansa vieții mele să spun totdeauna ce am gândit eu. În timpul comunismului am fost bine ostracizat, după comunism am făcut ziar, revistă,